Vă salut pe toți, salut, Adi, salut, plecat în vacanță, salut, vă salut pe toți. Bună ziua, domnul Valer Drăcea, Nicolae Ion, salut, Florin Rus, salut. Bună seara din Austria, Valentin, Valentina Kim, salut. 13, salut. Diego, respect. Pavel Mihai, salut. Și îți mulțumesc pentru aprecieri. Am rugămintea să dați câteva distribuiri ca să creștem live-ul. Bună seara tuturor. Mihaela Sârbu, 382, bună seara, bună seara. Să trăiți. Geo, Stratulat, Costi Pau, salut. Cristian, Puiu Du, să trăiți. Cristian Dobrescu, salut. Bogdan Boghi, Podi, salut. Salutare cu respect din Germania, de la un șofer pe tir, Nicușor, Marian Talpă, salut! Salut! Să trăiți, să vă ajute Dumnezeu să ajungeți acolo unde vă este locul, Cristian, Ștefan, Tudor, îți mulțumesc frumos pentru mesaj! O seară bună, salut, Alexandru Udrea, Bogdan, îți mulțumesc pentru aprecieri! Marian, te salut! Popa Iulian, salut, Vasile Luscu, salut, salut. Bună seara din Suceava, Radu Andri Șoaie, salut, te salut cu respect de la Timișoara. Multă sănătate, Cosmin. Aștept răspunsul lui Dumnezeu pentru a vă face dreptate, Răducan Nela, mulțumesc frumos. Și eu aștept răspunsul de la ministrul de interne să știu în ce direcție să o iau. Da? Că nu știu dacă sunt angajat sau nu sunt angajat, că eu oficial sunt destituit cu data de 27 iulie, dacă mi-amintesc bine. În 4 august mi-au dus la cunoștință destituirea și am depus contestație și eu nu sunt nici angajat și nici dat afară, ceva de genul. Da, răspunsul este clar. Siminica Cătălin, salut! Daniel, salut! Bună seara din Gherla, tot respectul, Otilia, Otilia, mulțumesc mult, Daniel, mulțumesc pentru apreciere aici. Salutări din Sighetul Marmației, Ștefan Drimus, salut. Salutări de la IPJ Hunedoara, yes, sir, salut. Da, poate ajungi tu, ministru, și îți dai singur răspunsul. Rukmini, da, exact aici este paradoxul, că actualul ministru de interne care este în funcție trebuie să-și pună semnătura pe destituirea sau menținerea mea în funcție, dar e posibil eu să fiu următorul ministru de interne. Asta este paradox. Da. Fără politică aici, ok. Respect din Hunedoara, Pop Mariu, salut colegul, te susțin, Valentin Ciocan, salut. Vă vrem ministru de interne, Pojor Vasile. Multă lume mă vrea ministru de interne. Foarte mulți, Delu Carcu, salut. Costică, te salut. Da. Mulți mă vor ministru de interne. Foarte mulți m-au judecat în perioada asta. Am citit foarte multe comentarii de la voi pe toate rețelele sociale că de ce am ales un anumit partid și de ce ne-am ales un alt partid. Păi vă spun foarte bine. Și vă spun foarte sincer că nu aș fi vrut să merg cu vechile partide, pentru că alianța care este la guvernare m-a dat afară. Înțelegeți? Deci nu altcineva. Alianța pe mine m-a destituit. Da? Și era logic și normal că nu o să pot să, cum să zic, să merg să pup inelul, să zic așa, sau nu știu ce, să fac plecăciuni cuiva, ca să fiu menținut în funcție dacă ei mă vreau afară cu orice preț, pentru că am deranjat băieții de la drumuri, da? Aia care taie, am văzut acum toți se laudă că taie câte o panglică acolo și își fac campanie. Ei bine, eu n-am făcut campanie, eu am aplicat legea, din păcate eu am deranjat și eu trebuia să fiu destituit cu 16 iunie 2024, atunci era 15 iunie, era termenul, că să fiu destituit, ca să nu fie acum aproape de
de alegeri, înțelegeți, ca să nu le deranjez campania aia frumoasă de tăiat panglici la autostrăzi. Da? Niște mizerii, niște mizerii, niște borfași, niște borfași. Dar nu se știe când o să vină vremea, când o să conducă băiatul ăsta Ministerul de Interne, da? Pentru că eu mi-am câștigat respectul societate și atunci o să răspundă fiecare în fața legii, da? Nu unii să-și bată joc de societate, când mulți dintre voi să fiți plecați pe afară să lucrați prin construcții sau știu eu prin ce meserii din astea grele și alții să se lefăie cu ceasuri scumpe la mână de sute de mii de euro. Da? Bugetari, bugetari. Asta este o mizerie, asta este mizeria politică care trebuie eradicată din rădăcină și trebuie să dispară. Pentru aia trebuie un ministru de interne cu sânge în instalație și vă garantez că dacă Covaci ajunge ministru de interne, o să facă o mare curățenie în țară. Și Borfașul o să ajungă exact unde le este locul. Exact unde le este locul. Acolo, după gratii. Da. Exact acolo trebuie să ajungă foarte mulți. Da? Mulți m-ați judecat de ce un anumit partid și de ce nu alte partide. V-am zis de ce nu am ales niciun partid vechi, pentru că vechile partide în alianță au făcut mizeria asta de destituire a lui Covaci Valer. N-au avut cu ce să mă agațe în decursul anilor. The King, salut, The King și îți mulțumesc. N-au avut cu ce să mă agațe și atunci mi-au făcut așa o prejudiciu de imagine, deci înțelegeți? Deci asta este cea mai mare mizerie și cea mai împuțită destituire din istoria poliției române. Să fii destituit pentru prejudicii de imagine, înțelegeți? Adică ai șifonat imaginea în viziunea unora, da? După ce au sunat telefoanele, bă, pe ăla trebuie să-l dai afară, pe ăla trebuie să-l dai afară. Așa s-au activat toate s-au declanșat toate cercetările disciplinare ca să fie Covaci dat afară. Dar nu se știe Covaci Valer cum va ajunge pe funcția de ministru de interne și o să zboare toți slugoii ăștia care sunt acolo pe la butoane, da? O să zboare toți. O să zboare cu data de ieri. O să fie pensionați fără pensie. Dar o să răspundă toți în fața legii. Nu este nicio problemă când încă există lege și fiecare trebuie să răspundă în fața legii, indiferent dacă ei m-au dat pe mine afară pentru prejudicii de imagine, da, fără să am o faptă penală. Deci este un lucru grav. Ne îndreptăm către Coreea de Nord, către Kim Jong-un, înțelegeți? Acolo ne îndreptăm cu actuala forță politică, că i-am anunțat pe toți, primul ministru al României, administrație prezidențială, ministru de interne, dar ei toți știau ce urmează și ei toți au făcut așa o mare cârdășie, dar nimeni n-a răspuns, nu i-a răspuns la Covaci Valer, să nu vă închipuiți că mi-a răspuns careva, da? I-am anunțat înainte să fiu destituit ce va urma. Au lăsat să decurgă lucrurile, că nu i-a interesat, că ei știau toți, da? Să fie Covaci mazilit și dat afară, în speranța că îmi vor închide gura. Și acum, când vin alegerile, eu voi tăcea din gură și nu voi spune că sunt niște borfași și niște ordinari. Da? Pentru aia au încercat ei, de fapt, să-mi închidă gura, ca voi să nu știți că sunt niște mizerii din astea cu ceasuri de sute de mii de euro la mână, da? Și se plimbă și pe la piețe unii și, cum să zic, își facă cumpărăturile la o legătură de ceapă. Deci, practic, ei scuipă tot ce este moral și corect în țara asta. În condițiile actuale, care oameni lucrează prin agricultură și sunt practic umiliți. Da, să trăiască viitorul președinte al României. Mulțumesc frumos. Irinel Ghișanu, îți mulțumesc pentru apreciere. Da, vă rog să citiți mesajul meu din privat, este foarte important. Georgel Mocanu, îl voi citi când închid live-ul. Capul sus și forță. Da, nu mai mi-este frică de nimica. Dar haideți ca să vă mai spun un paradox. Deci aici mai am o nouă citație, da? Deci mâine trebuie să mă prezint din nou la cum să zic, la o cercetare disciplinară. Deci m-a și umflat râsul când am văzut mizeria asta. Adică eu sunt destituit din luna iulie, am făcut contestație, dar mâine mai vin citații ca să fiu cercetat în continuare. Deci ca să înțelegeți cât îi duce capul pe unii șefi. Dar ei nu se gândesc, nici măcar 5 minute nu se gândesc, că s-ar putea băiatul ăla din spate să ajungă ministru de interne și să înceapă marea curățenie. Ăștia care au camioane și care au afaceri și care au business-uri
vor răspunde în fața legii, pentru că ei sunt bugetari și au mașini de câteva sute de mii de euro. Da? Adică sunt bugetari din poliție, ca să înțelegeți, ca să spun mai concret. Sunt niște șefi în poliție, ca să spunem mai concret. Da? Și ei vor răspunde în fața legii. Pentru că au camioane și au firme de transport, bineînțeles, pe interpuși, pe... Na, că n-ai voie. Dar tu, ca și bugetar, să te dai în stambă cu mașini de sute de mii de euro și cu ceasuri scumpe la mână, așa cum fac unii pe la guvern, este foarte trist. Este foarte trist. Dar îi va pensiona Covaci Valer cu data de ieri, vă garantez eu treaba asta. Și nu numai că se vor pensiona, vor răspunde în fața legii. Pentru că nimeni nu este mai presus de lege, evident. Doar că trebuie un ministru cu sânge în instalație. Și nimeni nu este mai presus de lege. Da, Sanrate, salut, Darius, mulțumesc frumos. Da, avem 8200 de membri. Haideți, intrați, vă rog, în echipa mea să urcăm, să trecem o dată de 10.000 de membri în echipă. Da. Te-au dat afară, gata. Simona, te-au dat afară, gata. Păi, dacă m-au dat afară, m-au dat afară. Am depus contestație, nu este nicio problemă și poate voi ajunge ministru de interne. Nu este nicio problemă. Da? Poate ei m-au dat afară, poate mi-au făcut un bine, că și la ea m-am gândit, bă, am șansa mea să candidez, să mă vedeți pe un buletin de vot, să puneți acolo ștampila pe băiatul ăla de acolo din spate, care a făcut niște lucruri corecte în țara asta. Da? Atunci când alții n-au avut curajul să aplice legea acolo unde trebuie. Da? Am deranjat băieții cu ceasuri la mână. Pe ăia am deranjat, de la transporturi. Înțelegeți? Pe ăia am deranjat, că ei au dat telefon la șefii mei, la niște slugoi au dat telefoane, pentru că, na, așa se practică. Ai niște slugoi în subordine și atunci aia se activează, toți fac o mare ședință, bă, cu ce să-l dăm afară? Nu e bețivan, nu e drogangiu, nu e interlop, nu are combinații, nu are nimica. Ba, prejudiciu de imagine. Gata. Îl dăm afară. Înțelegeți? Asta este mizeria din sistem care trebuie să dispară. Și toți care și-au pus iscălitura pe destituirea lui Covaci Valer pentru prejudicii de imagine, ăia au făcut de fapt prejudiciu de imagine. Nu eu. Ei au făcut prejudiciu de imagine instituției prin mizeria asta de destituire. Înțelegeți? Pentru că toată societatea s-a revoltat. Deci nu e normal, nu e posibil să dai un om corect afară. Să spui că ăla face prejudiciu când tu ești o mizerie de comandant înșurubat acolo de o clasă politică de o anumită culoare, da? Nu dau nume, nu dau culori. Dar voi știți foarte bine. Atâta timp cât, cum să zic, ești înșurubat acolo de o anumită culoare politică, evident că te răspunzi la comenzi și, cum să zic, bă, puteau să mă trimită să mă detașeze, nu știu, un alt județ, puteau să-și bată joc de mine. Cum vrea mușchiul lor, cum vrea pixul lor, că era, cum să zic, ei aveau puterea supremă în sistem. Înțelegeți? Puteau să facă ce vreau ei cu mine, adică să-și bată joc, oricum și-au bătut joc la maxim, la maxim. Eu eram destituit în iulie și ei în august, în 2 august, m-au chemat la comisia de disciplină la București cu mașina personală. Înțelegeți? Pe banii mei m-au chemat. Adică, na, ca să înțelegeți paradoxul. Deci au bătut joc la maxim, umilință maximă. Cu cine? Cu ăla care a încercat să facă lucrurile corecte în România. Cu ăla care a dus o rază de speranță pentru instituție, pentru poliția română. Cu ăla care a încercat să câștige respectul societății. Exact pe ăla l-au dat afară. Înțelegeți? Ăsta este paradoxul. Ăsta este paradoxul. Și acum, în zilele astea, așteptăm de la domnul ministru să-și pună iscălitura acolo pe destituirea pe viitorul ministru de interne. Că poate ajunge ministru de interne, Covaci Valer, peste câteva luni. Și Covaci Valer nu o să fie un ministru de interne din ăsta care doarme la birou. Nu! Covaci Valer va fi în teren. Da, exact cum a zis Ceaușescu. Da, Ceaușescu n-a fost prost. A zis că inginerii și șefii de secție trebuie să fie acolo cu muncitorul, să vadă cum merge producția. Nu să stea la birou toată ziua. Jumate din timpul lui să-și petreacă lângă muncitor. Exact așa vreau eu să fiu ministru de interne. Acolo în teren. Da? Să mă întâlnesc cu cetățeanul, să mă întâlnesc cu polițistul din stradă, să stau de vorbă cu el, să văd ce probleme are, să mă întâlnesc cu voi, să văd ce probleme aveți. Da? Să facem o poză, o strângere de mână, așa cum am făcut de obicei,
de fiecare dată cu care, na, care dorește să, cum să zic, să facem o fotografie împreună, asta voi face. Și bineînțeles că șefii care au făcut mizeria asta, au orchestrat mizeria asta de destituirea mea, vor răspunde în fața legii, nimic altceva. Eu nu mă voi răzbuna pe nimeni, că eu nu sunt răzbunător. Dar mi se pare corect și normal pentru trafic de influență și abuz în serviciu, care sunt niște fapte prevăzute în codul penal, să răspunzi în fața legii. M-ai chemat la Comisia de Disciplină din timpul liber, deși codul, acordul colectiv de muncă spune foarte clar că nu ai voie să faci treaba asta, da? Cei din Comisia de Disciplină toți s-au făcut părtași, pentru că și-au pus semnătura acolo și eu am făcut raport și am anunțat că sunt în timpul liber. Ei m-au chemat exact în timpul liber, că ei știau planificarea mea. Înțelegeți? Deci toți trebuie să răspundă în fața legii. Nimeni nu este mai presus de lege. Dacă ei pe mine m-au condamnat și m-au răstignit pentru prejudicii de imagine, că am vorbit. Deci înțelegeți că am vorbit cu societatea. Asta a fost problema. Deci noi polițiștii toți trebuie să avem un scoci aici pe gură, exact ca și în Coreea de Nord, să nu vorbim. Că dacă vorbim, deranjăm politicianul borfaș. Înțelegeți? Politicianul borfaș care are ceasuri de sute de mii de euro la mână. Nici nu vreau să mă gândesc ce mașini conduce politicianul borfaș. Sau unii se plimbă cu elicopterul, că nu mai vor să meargă pe jos. Da, ei sunt undeva acolo, aproape de Dumnezeu. Dumnezeu din ceruri sunt ei, unii, așa se cred. Da? O să pice. De fapt și elicopterul trebuie să aterizeze la un moment dat, că nu poți să stea mereu în ceruri. Da? Numai căderea nu o să fie atât de ușoară când o să cadă de pe funcții. Da, că poate vine un covaj la interne și începe să facă curățenie. Să barberească borfașii din țară. Că pentru asta mă vrea societatea civilă, ministrul de interne. Nu pentru altceva. Ori văzut că sunt om corect. Mulți m-au întrebat de diplome. Stați să vedeți că e interesant aici. Ce doctorate ai tu, domnule? Ce te recomandă pentru fotoliu de ministru de interne? Băi, oameni buni, nu mă recomandă niciun plagiat și nicio diplomă din aia falsificată, din aia pe, cum să zic, pe coperta unei cărți. Înțelegeți? Eu n-am așa ceva diplome plagiate. Eu am fost polițist toată viața mea, am îmbrăcat uniforma toată viața mea. Aia mă recomandă pe mine și sunt un om corect și am fost corect toată viața mea. Aia mă recomandă pe mine. Pe mine nu trebuie să mă recomande... politicieni din președintele țării să mă recomande sau mai știu eu ce. Eu n-am nevoie de recomandări din astea. Da? Ați înțeles? E foarte simplu. Dacă îmi trebuie diplome, o să am o echipă cu oameni cu diplome. Nu trebuie să le știu eu pe toate ca ministru de interne. Da? Eu trebuie să fiu om corect, om cinstit, om respectat. Și să fi lucrat în sistem. Ei bine, am lucrat 22 de ani în sistem. Da? Am experiență, am purtat uniforma, nu sunt venit de pe stradă și pus acolo în vârful ierarhiei să nu știu cu ce se mănâncă poliția română. Da? Am lucrat în permanență, am lucrat în uniformă. Da? Și voi face o echipă cu oameni cu diplome, dacă aia este problema. Că am văzut că sunt unii mâncători de rahat care au zis, bă, ăsta n-are diplome, mă. Ăsta n-are diplome, mă, bă, n-are diplome. Bă, eu nici n-am nevoie de diplome plagiate. Că majoritatea acolo au fost cu plagiate. Ați înțeles? Eu nu sunt o mizerie din asta plagiată. Eu nu sunt un copy-paste, cum ca alții. Bă, eu sunt unicat. Ați înțeles? Eu sunt unicat. Eu voi fi polițistul, ministru de interne, care va merge pe motocicletă. Eu nu-mi voi angaja 200 de șoferi și cu... din astea antemergători în față și cu 100.000 de mașini deschizători din ăștia de... Bă, haideți să vă povestesc acum, că încă n-am povestit chestia asta. M-am dus și eu în concediu la mare ca și tot bugetarul cu cortul în luna iunie. Bineînțeles că în, cred că 10 iunie sau 12... Nu vreau să mint. Prin 20 iunie, că eram acolo deja... Am văzut într-o după-amiază plin de polițiști la fiecare sens giratoriu, în zona Mangalia, 2 Mai, pe acolo. Da? Am văzut
Mă, zice, cineva trebuie să vină. M-am gândit că vine președintele României vine la mare să viziteze ceva. Dar zic, nu vine el până în Vama Veche, în partea aia la Cucurigu, acolo în capăt. Poate vine aici, până Mangalia. Ei, dar văd polițiștii, 39 de grade, stăteau în sens giratoriu, la fiecare sens giratoriu, la fiecare intersecție. Bă, zic, poate vine cineva. Na, ok. Mă duc, îmi iau o înghețată, îmi iau un suc, mă duc la cort. A doua zi văd pe rețele sociale. A fost domnul ministru de interne și cu domnul secretar de stat. Înțelegeți? Deci a fost să inaugureze nou sediu de la Vama Veche. Foarte bine că au fost. Foarte bine că au fost. Îi felicit că au fost și au făcut treaba asta. Dar oare pentru ce aveau nevoie de 100.000 de polițiști, antemergători și așa mai departe, deschizători din ăștia de cale? Adică ei vor să fie mințiți în permanență? Ei nu vor să vadă realitatea. Adică, bă, să vii inopinat. Nu să anunți să fie 100.000 de polițiști detașați de la Timișoara, că și asta este o mare mizerie. Deci detașezi polițiștii de la Brigada Autostrăzi, de la Deva-Nătlac, de la Timișoara și de la Radi, duci la Petești, ca să stea la stația de taxare. Pentru că așa vrea mușchiul unora de acolo. Înțelegeți? Că ei nu sunt stare să gestioneze acolo situația. Că șefii stau la birou, la climă. Ei stau la 16 grade. Da? Ați înțeles? Șeful nu vine să dirigeze circulația. Șeful se plimbă cu mașină de 100 de mii de euro. E simplu. Asta este rețeta. Să fii smart 2 în societate. Asta este rețeta. Ați înțeles? Asta fac șefii. Stau la 16 grade când sunt 40 afară și îl detașează pe ăla de la Deva-Nădlac, îl detașează la Fetești. Ce să facă? Să stea acolo ca să vadă lumea că sunt mulți. Când am făcut hârtie, anul trecut și le-am trimis, s-au supărat pe mine. Când am zis, bă, nu e normal, consum de carburant, timp pierdut. Și plus că Deva-Nădlac are nevoie și Deva-Nădlac în perioada asta de polițiști. Nu poți să iei pe toți că vrea mușchiul tău, că e șef și te susține un secretar de stat. Că vă știu pe toți cine vă susține și o să vă dau cu nume și prenume. Și nu numai că o să vă dau cu nume, o să fac și hârtii, da? DNA, parchet și așa mai departe. Pentru că voi sunteți rușinea națională, mă. Sunteți niște comandanți de carton. Pune ăla mâna pe telefon, vă sună, vă tremură chiloții la toți, mă. Ăștia sunteți șefii. Mari șefi care îl dați afară pe Covaci Valer. Să vedeți când se întoarce Covaci Valer pe fotoliul de ministru de interne. Cum începe să dea cu voi de asfalt. Vă pun la dirijat circulația la 40 de grade. Cum puneți agenții să stea și voi să stați frumos cu cascheta pe cap. Să dați din mână când vine ministru de interne. Că asta faceți voi, mă. Mințiți. Îl mințiți pe ministru de interne. Păi ăla s-a dus să viziteze nou sediu de la 2 mai. Cu secretarul de stat după el. Asta s-a întâmplat. În 20 iunie. Verificați că e informație publică pe internet. Eu pus toți polițiștii acolo să stea în sensul giratoriu să dea din mâini să dirigeze. Păi de ce trebuie să mințiți, mă? De ce trebuie să mințiți? Du-te, domnule ministru inopinat, să vezi care e situația în teren. Nu așa? Să te mintă toți că totul e frumos și totul e roz? Știați că detașează polițiștii de la Timișoara la Constanța? Sau nu știați? Asta nu e interesant că sunt 1.000 de kilometri care trebuie să-i faci navetă, să dormi pe știu eu pe unde, să dormi, te pune să dormi. Asta nu e interesant. Nu e interesant. Că șefii își permit, da? Pentru că au susținere de la secretarul de stat. De-aia își permit. Dar nu e nicio problemă că o să se schimbe lucrurile la minister. Mai puțin. Mai puțin, aveți un puțin tic, puțin tic. Și nu să nu vă bazați că ieșiți la pensie. Că o să răspundeți în fața legii chiar și din pensie. Că o să am grijă de treaba asta. Și cu firmele de camioane și cu ce aveți voi acolo. Să vedem fiecare leuț câștigat. Să văd fiecare cu ce mașină umblă. Să văd fiecare leu pe care voi îl casați. Da? Că sunteți toți smart 2 acolo. Toți v-ați găsit să-l dați afară pe Covaci Valer. Foarte tare! Rușine să vă fie, mă, că sunteți niște mizerii ale societății, mă. Nu sunteți comandanți într-o unitate, într-o poliție respectată. Da? De ce își fac oamenii tricouri cu susțin Covaci Valer?
Pentru că Kovács Valeriu este polițist român care și-a câștigat respectul în societate. Voi n-ați făcut treaba asta. Voi v-ați câștigat respectul pentru buzunarul vostru. Da? Dacă a sunat telefonul de la MAI, voi ați executat. Deci nu s-a discutat. Voi pe chestiile astea ați avansat în grad și v-ați permis să faceți mizerii în astea cu un polițist respectat. Ați înțeles? Dar o să vină să dați și voi cu subsemnatul pentru că mergeți pe la Constanța, pe la Mamaia, că aveți acolo un club anume, nu-i dau un nume, unde mergeți frumos, sunați, masă rezervată, papa, băuturică, șofer și așa mai departe și nu plătiți nimica. Știu toate chestiile astea și le pun pe hârtie pentru fiecare comandant în parte, îi fac câte o hârtiuță, câte o scrisorică. Da? Și o trimit la toate serviciile din țara asta. Da? Pentru că eu n-am fost o mizerie să vă bateți voi joc de mine. O să vă fac câte o hârtie pentru fiecare. Da? Pe unde beți, la ce club mergeți, unde consumați, da? Pe cine țineți în spate, patronii de cluburi. Pentru că voi țineți în spate. Dacă vine agentul de pe autostradă și dă cu radar un patronul de la clubul de la Mamaia, voi luați la 11 metri pe agentul, îl suni pe WhatsApp și începi să-l faci pe la troacă de porci. Că cum și-a permis să-l oprească pe marele patron de la Mamaia? Da? L-a oprit pe patron unde merge comandantul să... ați înțeles? Încă nu pot să dau nume, dar voi da nume în curând. În curând! În curând voi da nume și prenume. Unde mereți la băut? Pe cine țineți în spate? Trafic de influență? Înțelegeți? Că sunt pe agentul să nu aplice legea, da? Dacă, cum să zic, dacă ia permisul la fiul tu, la fel, bă, imediat îi sun, încep să suni, să dai telefoane, de ce i-a dat amendă? De ce i-a dat amendă? Ați înțeles? Nu contează că a încălcat legea. De ce i-a dat amendă? Și atunci se face așa un mare haos în cadrul brigăzii autostrăzi și atunci încep denunțuri din astea de ce polițiștii dau avertismente, care dă avertismente. Băi, oameni buni, n-am știut de la ce se trage chestia asta cu avertismentele. De fapt, un șef, fiul s-a rămas fără permis. I-a luat permisul pe bună dreptate pentru radar, că a rupt pedala de accelerație pe autostradă. Și colegii au aplicat legea. I-au dat amendă, i-au luat permisul. Ca să vezi că era băiatul unui șef. Da? De la autostradă. Și atunci ce se întâmplă? Ăsta începe să facă tot felul de plângeri penale pe la parchet. Toți polițiștii din subordine, bă, nu poți să fii atât de mizerabil. Toți polițiștii din subordine să dea cu subsemnatul de ce au aplicat avertismente. Bă, plângere penală. Deci ca să vezi cât e de mizerabil sistemul, o să vă cer demisia public, da? Știți voi la cine fac referire. O să vă cer demisia public și vă umplu și de hârtiuțe pe la parchetul general, pe la DNA și peste tot. Că mergeți la Mamaia acolo la șnaps, da? Nu plătiți nimica și țineți în spate niște patroni de cluburi de fițe de la Mamaia. Nu dau nume, dar știu exact unde mergeți. Da, o să facem și poze, facem și filmări, facem tot ce trebuie. Cu ce mașină umblă comandanții? Da, pentru că comandantul nu umblă ca și Cova acela din spate cu mașină de 25 de ani. Da, nu, comandantul umblă cu mașină de 100.000 de euro. Ultimul tip de Mercedes. Chestiile astea comandantul poliției române nu le vede. Nu, pentru că ăștia sunt ținuți de sus. De secretarii de stat de la MAI, domnul ministru de interne, chestiile astea nu le vedeți. Sau îl vedeți doar pe Kovács Valeriu că aduce prejudicii de imagine. Chestiile astea trebuia să le verificați, să vedeți ăla de unde are mașină de 100.000 de euro, da, fiind bugetar, de ce are firmă de transport de camioane, da, mai sunt unii care au firmă de Uber și așa mai departe. Le știu pe toate. Mai sunt unii care... fac rezervări din astea la cluburi de fițe, beau moca toată noaptea, mai multe nopți, nu o noapte, nu vă gândiți că beau eu noapte și gata.
Au salarii, salarii, nu ca și agentul din stradă. Și după aia, dacă agentul oprește pe patronul de fițe, ăla sună pe... Na, care datorie, nu? Are cont deschis la el. Îl sună pe ăla și ăla îl sună după aia pe agentul din stradă și îl face troacă de porci. Ce să vezi? E trafic de influență cât casa, prevăzut în codul penal. Și ce să vezi? Se pedepsește cu închisoare. Ați înțeles? Doar trebuie denunț penal și doi martori. E foarte simplu. Și sunteți pasibili de Bauhaus. Nu ca și Covaci Valer, că l-ați dat voi afară pentru prejudicii de imagine. Ați înțeles? Prejudicii. Și mai sunt și câțiva ofițerași din ăștia mici care pupă inelul și vor și ei să ajungă șefi într-un viitor apropiat și atunci fac câte o hârtiuță despre Covaci Valer. Ce face Covaci Valer în timpul liber? A vorbit. Ați înțeles? Bă, Covaci a vorbit, mă. Hai să facem repede o hârtie, trimitem la șeful de la București, că ăla poate mă pune și pe mine șef. Bă, oameni buni, bă. Băi, de noaptea minți-mă chestia asta. Ei, chestia asta trebuie să le verifice domnul ministru de interne. Covaci a vorbit? Foarte bine. Dați-mă sancțiune că a vorbit prea tare sau a vorbit prea mult. Dar vedeți ce faceți cu șefii care au mașini de sute de mii de euro, care au firme de transport. Da? Au firme de transport. Deși spune că n-ai voie să ai firmă. Dar au firmă de transport și sunt în funcție. Da, domnul ministru, chestiile astea să trimiteți corpul de control să le verificați. Nu să-l dați afară pe Covaci Valer. Ce a făcut, mă? A făcut trei filmulețe cu oameni de pe autostradă, că a ajutat oameni sau a făcut un video că l-a îmbrățișat pe un șofer sau știu, a venit, a dat o strângere de mână sau un respect sau chestiile astea. Păi l-a dați afară, mă. Ce are, mă, Covaci Valer? N-are nimic, am are o mașină de 25 de ani și stă în chirie, mă. Atât are Covaci Valer. Că dacă aveam ceva cum sunt comandanții ăștia despre care vorbeam eu, mă răstigneau ca pe Iisus Hristos. Înțelegeți? Și îmi dădeau foc cu benzină ca să dispar cu totul. Dar ei își permit, că e ținut de la București, de secretarul de stat care stă la climă, la 16 grade, vara. Da? Că așa se stă la minister, nu se stă la 40 de grade. M-am dus frumos la minister, cred că luna trecută, și le-am zis, bă, da, știu că trebuie să-mi dați sancțiune, dar lăsați-mă în continuare să lucrez. Deci, țineți minte, lăsați-mă să lucrez. Pentru asta m-am dus la minister. M-am gândit că, na, nu, n-am fapte penale, n-am nimic, da, poate îmi dau sancțiune și îmi dau pace să lucrez. Nu, mă, oameni buni, mă, că și acolo sunt slugoii partidelor politice. Dacă partidul a sunat și a zis Covaci executat, păi poți să fii secretar de stat, că tu ai îndeplinit ordinul de la partid, că ăla ți-a promis o funcție mai mare sau o funcție mai bună sau mai bănoasă. Și atunci Covaci trebuie executat, chiar dacă Covaci e om corect, chiar dacă Covaci e respectat. Ei nu s-au gândit că vine perioada asta alegerilor și Covaci nu va tăcea din gură. Da, și Covaci va vorbi și mai mult. Și Covaci va prezenta lucrurile cu subiect și predicat. Și va prezenta și din sistem cu nume și prenume cât de curând. Ăia cu firme de transport, da? Ăia care sună pe WhatsApp pe colegii mei, îi sună pe WhatsApp ca să nu fie registrat domnul comandant. Da? Să nu fie registrat. Dar nu e nicio problemă, că există servicii și trebuie doar să scrii. Și ăla voi fi eu, le spun în față că le fac hârtii. Pentru că și ei mi-au făcut hârtii. Ce a făcut Covaci Valer? A vorbit. Deci vă dați seama ce infracțiune. Ce infracțiune a făcut Covaci Valer. Trebuie să-l dăm afară. A vorbit. Nu contează că ei sunt penali. Da? Nu contează. E posibil să ajungă un ministru de interne, Covaci Valer, într-un viitor apropiat? Și atunci vor răspunde în fața legii. E foarte simplu. Da. Da, dragii mei, asta este sistemul în care Covaci Valer lucrează. Lucrează. Da. Lucrez. Nici nu știu dacă sunt destituit sau lucrez. Da?
N-am voie să fac nimic, n-am voie să conduc mașină, n-am voie să merg la intervenții, n-am voie să fac absolut nimic. Deci eu trebuie să merg la birou să stau, da? Să frunzărez niște hârtie acolo ca să treacă orele, da? Să vin acasă și asta face Covaci Paler. Deci n-am voie să fac nimic, dar putea să mă țin într-un borcan, așa să-mi pună un borcan deasupra, m-ar ține într-un borcan. Nu știu ce, cum să zic, de ce nu vine răspunsul de la minister, măcar să știu ce fac cu viața mea. Să mă duc și eu să candidez, că aia vreau să fac, le-am spus public că voi merge să candidez, deci nu se pune discuție, da? Vă aștept pe tot să pune ștampila pe Covaci Paler pe ăla din spate, da? Și care mă judecă de ce n-am mers independent, doar atâta pot să le spun tuturor, ca și independent, chiar dacă intri în Parlament, nu ai nicio șansă să schimbi nimic în țara asta. Ați înțeles? Deci dacă nu ai un partid în spate, trebuie să înțelegeți foarte clar că și dacă aș fi candidat ca președinte și aș fi ieșit președinte, ești un președinte ca și popa fără biserică, fără enoriaș, fără oameni, fără nimic. Da? Ești pus acolo, tu vorbești, nimeni nu te ascultă. E foarte simplu. Exact așa eram și eu dacă intram în Parlament, deputat, senator, egal, irelevant. Nu aveam nicio șansă să ajung la interne pentru că nu te propune nimeni. Da, dacă tu ești singur acolo, nu o să vină ei la alții de la celălalt de partid să zice, da, bă, am auzit că ăsta e băiat bun, ia hai să facem toți o ședință și să-l punem pe ăsta ministru de interne, că am auzit noi că e bun. El e singur, da, dar noi îl punem. Nu se va întâmpla chestia asta, da? Deci cei care mă judecați pentru decizia luată, v-am zis, partidele vechi m-au dat afară, da? Și dacă mergeam fără partid, nu aveam nicio șansă să... poate să conduc Ministerul de Interne. Da? Și atunci voi degeaba, cum să zic, ați fi vrut un ministru de interne ca și Covaci Paler, că nu aveați cum. Da? Și poate venea un ministru de interne acolo de formă, care n-a auzit nimeni de el, ce a făcut măreț pentru țara asta, deci concret nimic. Poate n-a lucrat o zi în viața lui cu uniformă. Poate nu știa absolut nimic despre asta și era acolo ca să ocupe funcția și atât. Da? Na, voi ce să zic? E decizia la voi, ce fel de decizii veți lua pe viitor, dar aveți o șansă să fie în funcție un om care a lucrat în sistem toată viața lui. Deci asta este șansa voastră. Da? Eu, indiferent dacă ajung sau nu ajung ministru de interne, eu voi, dacă nu ajung, voi lucra orice, până voi face stagiul de pensionare și îmi voi lua la un moment dat și pensia de la poliție și așa mai departe. Nu mi-este frică să lucrez. Toată viața de la 19 ani am lucrat. Am lucrat în ture, nu a fost ușor. Nu mi-este frică să lucrez. Dar pentru țară, eu mi-aș dori un Covaci Paler ministru de interne. Să facă curățenie. Indiferent dacă sunt eu sau altul ca mine. Eu mi-aș dori. Să-și facă o echipă de justițiari adevărați și vă spun sincer și la justiție mi-aș dori un Gheorghe Piperia, că este un om apreciat și un om corect pentru țara asta. Da? Deci mi-aș dori din tot sufletul să fie un Covaci Paler la interne și un Gheorghe Piperia la justiție. Pentru că ministerele astea două, dacă lucrează așa, poate să aducă în fața legii mulți borfași. Da? Și chestia asta ar reda o speranță milioanelor de români care sunt plecați afară să poată reveni în țară. Înțelegeți? Deci pentru asta trebuie să vă gândiți foarte bine ce vreți pe viitor sau cum vedeți voi viitorul. Că dacă nu, este foarte simplu și pentru mine și pentru alții. Pot să mă duc să lucrez în orice țară, 2000 de euro, de la 2000 de euro sus, în orice țară mă duc să lucrez, îi câștig. Da? 4 ani de zile să lucrez, vin în țară, îmi iau și un apartament, vine pensia de la când o să-mi vină pensia de la poliție și o să stau bine mersi să nu fac nimic altceva. Dar eu mi-am dorit, știu că mi-asum un risc destul de mare, știu că mulți mă înjură de ce n-am mers cu ăla, de ce am mers cu ăla la altul sau așa mai departe, doar atâta pot să vă spun că într-un viitor apropiat se vor face alianțe și nu trebuie să... cum să zic, să dați cu rahat unii în alții că de ce ăla și de ce nu ălalt. Pentru că se vor face alianțe și după aia o să vă pară rău dacă ați jignit pe unii sau pe alții. Da? Atâta pot să vă spun. Mai mult nu pot să vă detaliez, dar
Eu trăiesc cu speranța că România merită să renască și eu zic că avem o șansă. Da. Dar pentru asta trebuie să vă mișcați toți din fotoliu când va veni ziua cu ștampila. Nu lăsați pe alții să decidă în locul vostru viitorul copiilor voștri. Da? Dacă nu faceți treaba asta, să nu aveți nicio așteptare la ceva mai bine. Am văzut congrese în perioada asta, dau cu rahat unii în alții. Bă, păi de asta este politica, să dai cu rahat în celălalt? Ești concret și spune ce faci tu pentru țară. Da? Dacă ești bazat. Nu, ieși la congres și începi să dai cu rahat în celălalt, ăla face și el congres, dă cu rahat în tine. Bă, ieși bă cu program și spune, bă, vreau să fac asta, vreau să construiesc, nu știu, telegondolă sau ce vreau să construiesc. Sau vreau să fac din nou Casa Poporului la Cluj, la Timișoara, la unde, la Botoșani sau unde vreți voi. Sau în 3 ani îți fac autostradă sau îți fac nu știu ce, suspendată, pe sub apă, pe sub pământ. Bă, ieși cu ceva concret, mă. Nu vezi congrese din astea, dau cu rahat unii în alții. Băi, asta este o armă a prostului. Adică când nu te duce capul să spui nimic, să ieși în față, să spui ceva concret, atunci începi să dai cu rahat în celălalt, că îl vezi pe ăla inamicul tău. Și începi să dai cu rahat în el, că ăla să dispară și atunci lumea să nu mai aibă, bă, nu mai aibă ce vota. Normal, atunci pune ștampila pe tine și atunci tu ții tic-tac-ul, ți-l iei la 100.000 de euro. Pentru că îți permiți. Da, pentru că ești smardoi în societate și na, tu mergi cu elicopterul prin țară, nu mai mergi, nu mai începi să mergi pe, na, pe jos ca și amărăștenii ăștia cu mașini de 25 de ani. Da? Îți pui în funcție de conducere pe acolo pe la IGPR, îți pui niște slugoi care răspund bine la comenzi și atunci dacă apare un covaci paler din ăsta, na, începi să-i dai în cap. Îi dai în cap până îi rup capul. Da, asta este rețeta. Asta este rețeta. Pentru asta este dat Covaci Paler afară. Pentru că a dat amenzi mai multe la băieții de la drumuri. Ați înțeles? Și am spus-o de public și am spus-o de mai multe ori. Nu odată. Am spus-o de mai multe ori. Pentru asta am fost dat afară. Nu pentru altceva. Au ieșit cu un comunicat din ăla mizerabil că am jignit eu judecătorii și nu știu ce. Într-adevăr, am vorbit de cazul unei judecătoare care se droga împreună cu infractorii. Știu că am vorbit, îmi amintesc chestia asta, am vorbit public. Și am zis, bă, este o rușine națională să faci treaba asta. Tu, ca judecător, să stai să te droghezi cu infractorul. Da, am spus treaba asta și nu ascund sau nu dau la întors ce am spus. Eu nu voi face treaba asta. Te-am spus, da, am spus. Dar ești tu, IGPR, că n-ai concret nimic. Deci mă dai afară pentru nimic și atunci ești cu niște mizerii de astea. A adus din astea prejudicii împotriva intereselor naționale ale țării. Adică eu am uneltit împotriva României când am vorbit de naționalizare resurselor din pământ. Adică gazul românesc să fie al românilor, adică al vostru. Aurul să fie al vostru, cărbunele să fie al vostru. Adică eu am uneltit împotriva intereselor naționale. Deci vă dați seama cât i-a dus capul. Pe de la București, mă. Ăia care sunt în funcție și aia trebuie să plece cu data de ieri. Ați înțeles? Deci ăștia sunt, ăștia conduc instituția. Da, de asta v-am zis că Covaci Valeriu să aibă nevoie de o echipă de oameni cu cap, cerebrali, și vom face curățenie, e foarte simplu. Și ăștia vor dispărea, vor deveni istorie, nici măcar istorie, că sunt rușine. Nici măcar istorie. Oameni cu stele grele pe umeri, da? Care și-au pus semnătura pe destituirea mea. Da? Dar nu se știe cum Dumnezeu le întoarce pe toate. Și poate ajunge Covaci ministru de interne. Atunci să vedeți distracție. Atunci puteți să vă pregătiți rapoartele de pensionare cu data de ieri. Dar asta nu o să vă salveze de... Nu o să vă exonereze de răspundere în fața legii. Că poți să răspunzi în fața legii și dacă ești pensionar. Da? Poate să ți se anuleze pensia, de exemplu. Da? Să mergi din nou la muncă. Da. Dragii mei, cam atât am vrut să vă transmit astăzi. Sistemul trebuie reformat. Șefii ăștia de care am vorbit mai devreme trebuie să plece acasă, să-și vadă de camioanele lor și de afaceri și de combinațiile lor cu patronii ăștia de pe la
Mamaia, da, de la cluburi de din astea de, da, unde merg ei și beau moca, să-și vadă de cluburile lor. Culiță sterpă, îți mulțumesc frumos. Da. Să-și vadă de cluburile lor și ce să zic? Cu Dumnezeu înainte poate ajunge un Covaci Valer la interne și un justițiar ca și Gheorghe Piperea la justiție. Și eu vă garantez că o să facem o echipă extraordinară, internele cu justiția, uite să meargă așa, să nu fie bătălie între ministere și să aducă în fața legii toți borfașii din țară. Pentru că foarte mulți trebuie să răspundă în fața legii, nu au răspuns în fața legii, au rămas cu milioanele de zecile și sutele de milioane de euro furate de la statul român, n-au plătit un leu înapoi sau un euro, au făcut închisoare sau n-au făcut deloc închisoare și voi sunteți plecați peste granițe pentru niște borfași care v-au râs în nas și râd în nas generațiilor de copii care s-au născut deja peste graniță, da? Și acum am văzut că încep să intre în fibrilații partidele vechi, că nu mai este forță de muncă și vin tot felul de, na, din alte state, vin, na, emigranți. Păi nu poți să refaci economia când tu ți-ai bătut joc și au stat la butoane numai baroni și borfași în România și au condus ministerele astea cum le-au condus, tot felul de slugoi, da? Și dacă a venit un Covaci Valer care a vrut să facă ceva corect pentru țara asta, voi ați dat în cap și voi l-ați dat afară, să lăsați fără serviciu. Dar ei nu s-au gândit niciodată că oameni ca și Covaci Valer nu vor îngenunchea niciodată decât în fața lui Dumnezeu. Și oameni ca și Covaci Valer au sânge în instalație și coloană vertebrală. Asta este diferența dintre mine și alții, da? Care nu au calitățile astea. N-au calitatea nici măcar să vorbească. Când vine unul, un superior sau știu eu, n-au curajul nici măcar să-l privească în ochi. Pentru că ei știu că sunt și ei borfași la rândul lor. Înțelegeți? Deci n-au curajul să stea, cum să zic, cu fruntea sus. Eu am zis, și dacă trebuie să plec din sistem pentru mizeria asta orchestrată, voi pleca cu fruntea sus, mă. Că eu n-am fost o mizerie așa cum au scris ei. Eu am fost cum să zic, o mândrie națională. Că foarte multe mesaje de ale voastre le-am citit peste tot și a zis, băi, dumneata ești o mândrie națională pentru noi. Cu dumneata, ca și polițist, noi ne mândrim și peste hotare. Cum este Gheorghe Hagi, cum sunt multe nume grele din țara asta, așa este și un Covaci Valer la poliția română, da? Pe care voi l-ați scuipat și l-ați dat afară. Ăsta este sistemul mizerabil și împuțit, condus de niște slugoi care trebuie să plece acasă. Și vor pleca acasă, vă garantează Covaci. Da? Pentru că nu se poate așa să meargă la nesfârșit. Nu se poate. Și, cum să zic, ministrul să fie mințit, exact cum am povestit mai devreme, el merge să inaugureze la 2 mai, la Vama Veche, noul sediu, și adună polițiști din țară, de pe la Timișoara, Arad și de peste tot, ca să pună în intersecții, să vadă domnul ministru că este poliție. Da, i-ați detașați acolo. Deci, concret, nu este. A fost mințit în față. Înțelegeți? Da. Domnul ministru nu vede comandanții care au firme de transport, da? Și pun tot felul de presiuni pe agenții din subordine. Nu vede, nu poate să trimită corpul de control. Că să nu deranjeze, că comandantul din subordine are pilă pe secretarul de stat. Înțelegeți? Asta e rețeta și atunci nu poți să-i trimită corpul de control să-l dea pe ăla afară, că na, vă dați seama, se deranjează unii pe alții după aia cu telefoane. Da, o să facă Covaci curățenie, nu e nicio problemă. Nu o să fie nimeni veșnic pe funcție. Eu le-am mai spus chestia asta la toți, băi, nu vă bazați, mă, nu sunteți veșnic pe funcție, mă, bă, nici viața asta nu este veșnică, mă. Astăzi ești, mâine poate nu mai ești. Ați văzut câte accidente la știri, ați văzut cât mor în somn, mor la pe terenul de fotbal, merge să joace fotbal, a căzut, a murit. Deci nimic nu este veșnic. Ce vă închipuiți, mă, că luați, vă faceți 200 de vile pe la munte, defrișați păduri întregi,
luați milioane de euro șpagă și băgați în voi până vă crapă ficatul. Sau vine, aveți niște copii din aia drogalăi, din aia care dau cu mașinile în stâlp și mergeți după aia să plângeți după ei. Asta se întâmplă, mă. Ce vă închipuiți? Că banii aia o să vă bucurați de ei atâta și o să trăiți veșnic ca și o cioară de la 100 de ani în sus? Nu, mă, nu. Eu v-am zis, mă, care dacă sunteți politicieni aici pe live-ul meu, băi, oameni buni, nimic nu este veșnic. Ceea ce faci pentru societate, aia este veșnic. Aia rămâne. Aia rămâne. Dacă faci un lucru bun, cum a făcut polițistul ăla din spate, multe lucruri bune, alea sunt veșnice. Dacă le și prezinți, le vadă oamenii, că poate unii nu le știu. Se uită aici, derulează frumos în jos. Ce a făcut mă ăla care vorbește mult și tare? Ia să văd. Derulez un pic în jos și vezi. A ajutat un om, a ajutat doi, a ajutat trei. A făcut. A făcut lucruri pentru societate. În pandemie, când erați toți închiși în casă, eu eram polițist activ. Am plătit prețul suprem pe care poate plăti un polițist să fie dat afară. Pentru că am vorbit despre libertate. Despre avertizmente, să nu se dea atâtea amenzi. Voi să nu luați atâtea amenzi. Pentru aia am vorbit, pentru aia am fost din nou dat afară. M-am judecat 2 ani jumătate cu cine? Cu șefii mei, cu sistemul din care fac parte. Ca să-mi câștig înapoi drepturile. Pentru societate am făcut treaba asta. Lucrurile astea sunt veșnice pe care eu le-am făcut. Le găsiți pe Google Search, dacă dați. Covaci Valer, scrieți acolo. Pandemie, ce vreți voi? Ce vreți voi, scrieți acolo. Și o să găsiți tot istoricul meu. Ce am făcut eu pentru societate. Da? Voi ce fel de ministru vreți? Vreți unul din ăla de care n-a auzit nimeni, care stă în birou și semnează 3 hârtii și nici nu știi cum arată? Sau vreți unul respectat la interne? Un justițiar adevărat care poate să-ți facă curățenie în țară? Nu vă închipuiți că eu mă duc acolo pentru șpagă sau să iau șpagă sau pentru combinații. Eu am făcut dosare penale pentru șpagă când au venit cu bănuțul la mine. Ați înțeles? E simplu. Nu vă închipuiți că eu să merg acolo pentru șpagă. Exclus. Dacă pot să barberez borfașii, o fac cu mare satisfacție. Ați înțeles? Pentru societate, pentru generațiile viitoare care vin. Că nimic nu este veșnic. Dacă faci ceva măreț pentru societate, aia este veșnic. Cum au făcut marii domnitori. Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân. Alea sunt lucruri veșnice, măi, oameni buni. Da? Faceți și voi lucrurile astea mărețe pentru țară, mă, nu pentru buzunarul vostru. Și vor fi veșnice. Vă vor face oameni statui și vă vor ține minte numele și peste sute de ani. Dar dacă ați fost niște borfași în societate, nu numai că vor veți dispărea, vă va scuipa lumea când veți ieși pe stradă, mă. Că vă vor recunoaște mulți. Asta este trist. Da? Pentru că de aici pleacă tot, de la mentalitate și de la, cum să zic, de la simplu fapt că nu-i mai satură pământul pe unii. Nu-i mai satură pământul. Da. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru distribuiri, pentru aprecieri, pentru tot ce vă mulțumesc frumos care ați fost aici alături de mine. Ce pot să vă spun? Doar atât pot să vă promit. Dacă voi ajunge vreodată ministrul de interne, voi face tot ce depinde de mine să aduc țara asta în rândul țărilor respectate și bine dezvoltate în calitate de ministru de interne. Și borfașii să ajungă acolo unde le este locul, după gratii. Dacă nu voi face treaba asta și voi fi obligat să fac altfel sau altceva, îmi voi pune demisia la zi. În momentul în care voi pune demisia la zi, voi toți să știți că s-a pus o presiune pe mine să fac compromisuri și eu n-am făcut compromisuri. Da, ăsta sunt eu. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o seară liniștită și, ca de fiecare dată, Dumnezeu să binecuvânteze România. Cu respect!